O asfaltare de mântuială făcută pe un drum sătesc din comuna Vladimir provoacă indignarea localnicilor, care nu înțeleg cum se pot cheltui 500 de mii de lei pe un kilometru de asfalt și mai ales de ce lucrarea s-a deteriorat înainte de a fi terminată. Sute de metri de asfalt turnat anul trecut în satul Larga din comuna Vladimir se deteriorează pe zi ce trece. Asta pentru că firma constructoare nu a executat în totalitate lucrările. Oamenii spun că drumul arăta mai bine înainte de asfaltare decât acum. Se pare normal? Cum e aici, așa? Păi cum ai vedeți? Păi la mine la poartă așa ceva n-am avut nici înainte. Dar acum, da... Era drumul mai bun înainte decât acum. Mai bun. Vasile Iovan, viceprimarul cu atribuțiuni de primar din comuna Vladimir, este de părere că această lucrare a fost făcută de mântuială. Să filmați dumneavoastră ca să vedeți realitatea. Banii comunității. Banii unde sunt, unde s-au dus pe apa sâmbetii. Pe apa sâmbetii se poate spune asta. Banii aruncați de amacă, fără gândire, fără cap, fără nu știu ce, numai de dragul de a... face ceva. Administratorul firmei care se ocupă de executarea lucrărilor susține că nu a fost înștiințat de niciun reprezentant al autorității locale despre faptul că drumul s-a deteriorat. Lucrarea în caracie, lucrarea nu este costată decât 30%, pentru că așa se procedează în România. Noi tot așteptăm să își instaureze primar, că n-au cele trebuie, după care ne terminăm lucrările. Nu este vina noastră. Ce s-a dărâmat? Reprezentantul autorității locale spune că valoarea lucrării se ridică la 500 de mii de lei, sumă care a fost achitată doar pe jumătate până acum. Iovan a precizat că în momentul de față bani la bugetul local nu există pentru finanțarea în continuare a lucrării.